Gata? Gata. Vă rugăm. Bună ziua. Având în vedere activitățile desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru buna desfășurare a alegerilor locale, la nivelul județului Constanța au fost constituite 14 zone speciale de risc și un număr de 12 filtre rutiere. Astfel, în ziua alegerilor, au fost controlate peste 750 de autovehicule în aceste zone de risc. Una dintre zonele de risc, cea la care facem referire, a fost în municipiul Mangalia, unde, în jurul orelor 16, polițiștii au oprit în trafic un autoturism. După stabilirea identității ocupanților, polițiștii au solicitat efectuarea unui control al autoturismului în cauză. Menționez faptul că această măsură este prevăzută de articolul 32 din legea 192/2019. Cei doi au refuzat, au încuiat autoturismul, moment în care, la fața locului, au venit mai mulți candidați la o primărie din județul Constanța, care au intervenit vehement la măsura controlului autoturismului. Ulterior, pasagerul autoturismului, care a declarat că este și proprietarul de drept al acestuia, refuzând controlul autoturismului, a fost condus la sediu, fără a fi necesară măsura încătușării, unde a solicitat prezența unui avocat ales pentru continuarea verificărilor. La sediul poliției, bărbatul a invocat faptul că se simte rău, motiv pentru care a solicitat intervenția unui echipaj de ambulanță, acesta fiind transportat la spitalul din municipiul Mangalia. Avocatul solicitat s-a prezentat la sediul poliției municipiului Mangalia, iar împreună cu polițiștii s-a deplasat la fața locului, unde a descuiat și condus autoturismul în curtea poliției municipiului Mangalia, sprijinând astfel la efectuarea controlului în interiorul acestuia. Urmarea controlului efectuat în interiorul autoturismului a fost identificată suma de peste 160.000 de lei, dar și diverse înscrisuri, mai multe copii ale documentelor editate, ale unor persoane, precum și flyere de campanie. Suma de bani și documentele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere a alegătorilor. Cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la apelarea Serviciului Național Unic pentru apelul de urgență 112 de către un bărbat, în contextul incidentului la care se face referire, pentru a reclama fapte de fraudă electorală, facem precizarea că, în urma verificărilor efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a ieșit faptul că aceste informații sunt false. De unde a ieșit coruperea alegătorului? Aveați fraude în baza cărora știați că banii aceștia sau flyerele erau date alegătorilor? Pauză, se efectuează cercetări în cadrul universal penal. Se va stabili în continuare ce... Da, dar polițistul se aude când spune că îmi întăriți suspiciunea că aveți ceva în mașină. De unde avea dumnealui suspiciunea asta? Cercetările vor fi făcute de către cadrul dosarului penal, supravegând unui procuror și atunci vor fi stabilit cu părere. Ce face Inspectoratul Județean în privința interlopilor din Mangalia? Avem niște imagini în spațiul public în care se vede mașina, presupusa mașină a candidatului, când circulă și se presupune, se aude pe filmare că se dau bani. Repet, aceste aspecte se vor verifica în cadrul dosarului penal. Păi nu vă spune imaginile respective. Mulțumesc mult de tot, la revedere! Ce părere aveți despre ele?